Accidentul de circulație s-a produs pe drumul european 574. Mașina condusă de bunicul adolescentului care se deplasa spre Pitești s-a izbit frontal de un camion după ce a intrat pe contrasens. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare de la Slatina și Scornicești cu mai multe autospeciale pentru descarcerare și salvare. În urma impactului frontal, toate cele trei persoane aflate în autoturism au rămas încarcerate. La sosirea echipajelor acestea erau în stare de inconștiență, în stop cardiorespirator, au fost extrase din autoturism. Din păcate, toate cele trei persoane, este vorba de un bărbat, o femeie și un minor, prezentau leziuni incompatibile cu viața, fiind declarate decedate de medicul de la serviciul de ambulanță. Șoferul autocamionului, care circula regulamentar, era din Mioveni, județul Argeș. El a scăpat cu viață, refuzând transportul la spital. Bărbatul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a fi continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitatea împrejurilor în care a avut loc evenimentul. Din primele cercetări s-a stabilit că accidentul s-a produs pe fondul unei depășiri neregulamentare efectuate de șoferul autoturismului. În cauză a fost deschis dosar penal pentru omor din culpă.